Am răzănit Ludovic Orban, președintele PNL, declarații. Poziție de la USR. De asemenea, am discutat cu reprezentanții PMP, urmând să mai avem o întâlnire cu colegii noștri din opoziție. De asemenea, am avut negocieri cu UDMR și cu grupul minorităților. Doamna Turcan o să vă dea câteva detalii legate de pașii care îi derulăm din punct de vedere al moțiunii. Ce condiții au fost puse pe masă? Parlamentarii Partidului Național Liberal au semnat pentru moțiunea de cenzură pe un text care pleacă spre partenerii de negocieri pe care a precizat domnul președinte Ludovic Orban. USR, Partidul Mișcarea Populară, UDMR și ALDE. Astăzi am avut de asemenea și o întâlnire cu grupul minorităților și le vom pune la dispoziție acest text. În momentul în care se creează o susținere pe o variantă de text de moțiune de cenzură asumată, semnăturile se vor strânge de la toți cei cu care discutăm și vom ajunge în plen să depunem această moțiune de cenzură împotriva guvernului Dencilă. Am văzut că nu menționați deloc pro-România. Discuțiile cu Victor Ponta nu vor exista? Sau... Am anunțat că vom avea negocieri cu toate formațiunile politice și grupurile parlamentare din Parlament, mai puțin PSD. Vom avea negocieri și cu reprezentanții ALDE și cu reprezentanții pro-România. Deci textul pe care îl aveți merge și la pro-România? Vom avea negocieri și cu reprezentanții ALDE și cu reprezentanții pro-România. În mod evident, nu pot să vă comunic eu loc, oră de întâlnire, pentru că aceste negocieri, în mod evident, le vom purta în niște condiții pe care le convenim de comun acord. Dar, evident, obiectivul nostru este să obținem sprijin pentru moțiunea de cenzură din partea tuturor parlamentarilor care nu sunt membrii PSD, dar vom purta de asemenea discuții individual și cu parlamentari PSD care sunt dispuși să susțină moțiunea de cenzură. Deci acest text despre care vorbește doamna Raluca Turcan va merge acum și la România și la ALDE? Va merge deocamdată la partenerii cu care am discutat. Cu siguranță el va fi remis în discuțiile ulterioare și celorlalți doi parteneri. Așteptăm observații, propuneri, completări, modificări ale textului, pe care de altfel am și discutat, că și reprezentanții USR și reprezentanții PMP și cei ai UDMR vor avea propriile puncte de vedere privitor la textul moțiunii de cenzură. În ce ne privește, suntem deschiși să elaborăm un text al moțiunii de cenzură care să cuprindă și observațiile critice și punctele de vedere ale tuturor partenerilor implicați în acest demers parlamentar. Ce termen vă propuneți? Nu vă reproșa astăzi că ați pierdut o săptămână și dacă mai întârziați mult până depuneți această moțiune, poate să se schimbe întreaga situație politică în Parlament. De ce nu vă credeți? Prefer să nu-i dau niciun răspuns domnului președinte al UDMR. Spun doar atâta. Am stabilit un calendar de negocieri. Astăzi este miercuri. Deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri și în viitorul apropiat vom purta negocieri și cu celelalte două formații cu care n-am purtat până în prezent. Dar... Ca atare, ritmul de discuții este un ritm foarte rapid. Sigur că va depinde momentul depunerii moțiunii de cenzură și de răspunsurile pe care le vom primi de la toți posibilii contribuabili la această moțiune de cenzură. PNL își propune să vină cu această moțiune de cenzură în Parlament înainte sau după votul pe care va veni premierul să-l ceară în Parlament pe noua formulă guvernamentală? Cât mai repede posibil, în măsura în care partenerii care contribuie la depunerea moțiunii de cenzură vor conveni alături de noi asupra textului și asupra momentului depunerii moțiunii de cenzură. Înainte de prezidențială, decizia de a avea 233. Să vedem un vot în plen. V-am anunțat că depunem moțiunea de cenzură cu obiectivul clar să ducă la căderea guvernului Dăncilă, care este un guvern minoritar. Din acest motiv
vom depune moțiunea de cenzură când vom avea cele mai mari garanții că această moțiune poate fi adoptată. Vă mențineți decizia de a avea 233 de semnături, altfel nu depuneți? E o garanție care este necesară pentru a asigura succesul moțiunii. Vă repet, nu ne jucăm de moțiunea de cenzură. De data asta există șanse reale, în condițiile în care actorii politici sunt sinceri în declarațiile lor, există șanse reale ca această moțiune de cenzură să fie adoptată și guvernul Dăncilă să dispară de la butoanele guvernării. Din cauza asta tratăm cu extrem de mare seriozitate, suntem deschiși la consultări, la orice propuneri și opinii care sunt formulate de partenerii noștri, pentru că obiectivul nostru real este chiar să-i aducem pe cei care susțin astăzi că nu mai sunt cu guvernarea PSD să susțină să voteze această moțiune de cenzură. În afară de PSD și o parte din grupul Minorităților Naționale, cine mai susține astăzi guvernul Dăncilă? Toți declară că... Tocmai din acest motiv am spus că există șanse reale ca această moțiune de cenzură să fie adoptată. Dar dacă nu există o majoritate pentru guvernul Dăncilă, de cine veniți, spre exemplu, săptămâna viitoare cu această moțiune de cenzură? Vom veni cu această moțiune de cenzură când vom avea acele garanții care să ne permită să considerăm că avem cele mai mari șanse de succes. Am să vă dau un exemplu de garanții. Știți foarte bine că pentru a trece moțiunea este nevoie de o mobilizare foarte bună a tuturor grupurilor parlamentare care vor participa. De asemenea, garanția pe care noi am solicitat-o și anume semnarea moțiunii de cenzură în condițiile în care, repet, noi suntem deschiși să acceptăm în textul moțiunii de cenzură propunerile care sunt formulate de posibilii noștri contribuabili la această moțiune de cenzură. Din partea noastră există o deschidere totală pentru o colaborare cât se poate de corectă cu toți aceia care astăzi spun că nu susțin guvernul Dăncilă, dar forma reală prin care se exprimă această poziție politică, și anume că sunt în opoziție, sunt împotriva guvernului Dăncilă, se manifestă prin semnarea și votarea moțiunii de cenzură. Noi vrem să o depunem cât mai repede posibil. Matematica în acest moment vă este favorabilă pentru moțiunea de cenzură, dar în timp ce dumneavoastră faceți negocieri și socialdemocrații fac și ar putea să atragă de partea lor parlamentari care să șubrezească această matematică care vă e în favoare acum. Cum să o șubrezească? Să atragă parlamentari în tabăra lor, din tabăra... Dacă nu i-a atras până acum în... 2 ani și jumătate, peste 2 ani și jumătate, cu ce ar putea să mai atrag acum? Având impresia unii parlamentari că, de fapt, dumneavoastră nu puteți să luați... Vă dați seama că noi nu putem să oferim partenerilor noștri și parlamentarilor pe care îi invităm să susținem moțiunea de cenzură, decât șansa de a fi de partea bună a spectrului politic și șansa de a fi alături de cetățenii români care, într-o majoritate zdrobitoare, vor căderea acestui guvern. Considerați că timpul este una destul de abstractă, pe când socialdemocrații pot eventual să le promită locuri pe liste, nu știu, funcții guvernamentale. Socialdemocrații nu mai pot să garanteze locuri pe liste nici măcar pentru actualii parlamentari PSD. Și de altfel a existat o mișcare constantă în ultimul an și jumătate de șubrezire a majorității parlamentare inițiale, care a fost o majoritate solidă, o majoritate care părea aproape indestructibilă și iată că astăzi există, în condițiile în care declarațiile tuturor actorilor politici sunt sincere și reale, chiar există șansa să treacă această moțiune de cenzură. De altfel, am mai participat la moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernului. Deci nu considerați că timpul vă este un dușman acum mai degrabă decât un prieten? Aici nu e vorba de timp. Aici este vorba de garanții. Dacă aceste garanții ne vor fi oferite în cursul acestei săptămâni, depunem moțiunea de cenzură săptămâna viitoare. Dacă nu o vom depune, atunci când vom avea aceste garanții. Să discutați cu domnul Victor Ponta, care v-a spus clar două lucruri, și anume că vrea să vadă, să-i oferiți un premier un cabinet și mai vrea să vadă și o asumare clară, spunea dumnealui PNL-USR. Nu am obiceiul să comunic în presă detaliile discuțiilor și cred că nu e tocmai corect ca
un posibil partener la o moțiune de cenzură să anunțe public. Da, Ludovic Orban, hai că punem, hai că nu punem moțiunea de cenzură. Ideea în sine este că fiecare dintre actorii politici vrea să-și securizeze cumva un anumit număr de voturi, nu de alta, dar să face de râs el, actorul politic, dacă nu reușește. E destul de complicat ceea ce se întâmplă. Oamenii îmi scriu pe pagina mea de Facebook vis-a-vis de această hotărâre și nehotărâre. Nedepunerea moțiunii de către PNL confirmă blatul dintre Dăcilă și Iohannis, spun ascultătorii noștri, și foarte bine fac. Sunt niște întrebări la care nici noi nu putem răspunde. Ce înseamnă securizarea votului? O depune, nu o depune? Mario Demețu. Probabil vrea să se asigure că odată depusă moțiunea va și trece și lucrează politic. Păi dacă nu o depune, pierde moțiunea oricum. Păi, da, dar și dacă o depune și nu trece, e o problemă de imagine pentru PNL și cu siguranță într-un fel sau altul se va răsfrânge și asupra campaniei prezidențiale, la prezidențiale. Deci este o moțiune delicată pe care PNL, când o depune, trebuie să asigură că și trece. Dar faptul că nu o depune, înseamnă că nu și asumă. Nu, dar președintele... Dar nu înseamnă că nu și asumă, pentru că dacă o depune și nu trece, toată lumea zice, domnule, a depus-o la mișto. Dacă așteaptă să-și asigure voturile, domnule, de ce nu o depune nimeni? Președintele Orban, cred că a specificat destul de clar. Partidul Național Liberal va depune o moțiune de cenzură doar că în această perioadă să sunt negocieri cu ceilalți actori din opoziție. O chestiune normală și pe care o tratăm extrem de serios. O șansă să treacă. Corect. Dacă n-a trecut și nu până la finalul sesiunii, care e în februarie, nu se mai poate depune moțiune. Absolut. Ba la revedere. La revedere. Și atunci nu e nevoie de niște calcule clare și de de discuții serioase. Că dacă o depune acum și pică, dacă o depune acum și pică moțiunea, atunci o să zic că toată lumea, domnule, a depus-o ca să pice, să se spere pe mâini, blat. Cu PSD-ul. Dacă e, dar PSD-ul vrea să... este tot blat. Nu este niciun blat. PSD-ul vrea să pună presiune să pice, că la fel cred că este o greșeală. Pentru că asta ne-a spus domnul Orban, că nu contează timpul. Nu a spus că timpul nu contează, a spus că sunt discuții cu ceilalți și în momentul în care nu poate ajunge la o moțiune până când n-are măcar promisiunea din partea pro-România că votează parlamentară. Cred că s-ar fi putut. Ești ca un pic mai repede de asta. Acum și o moțiune dacă de cenzură nu cred că poate fi lămurită în 3 zile. Dacă avea un interes. Asta cum are un interes, povești, pentru că s-au depus o grămadă de moțiuni până în momentul ăsta. Păi nu, acum dar este asumarea guvernării. Asumarea guvernării pe care Maria Demețu, Mihai Belu, îmi place cum decurge toată povestea asta în Parlament, știi? Pleacă depeșele, așa, semnalele, bilele, ca la snucăr, așa, peste capul tuturor. Ăsta aruncă pastilă către pro-România și către el. Vine Viorica, care și ea aruncă tot felul de chestii de genul Viorica ăsta. Adică, dă niște funcții, știi, la pro-România. Pleacă ștafetele, se întorc colăcarii, știi? Băi, boss, mai avem ce vreau de tot, da, hai și cu chestia asta. Adică e o chestie de asta ca la piață. Cred că e mai rău ca la piață. Nu, e o negociere politică și pe un sistem care merită și trebuie să fie îmbunătățit în momentul ăsta. Dar cine are cele mai mari șanse să câștige din această brambureală? Dar guvernarea, trebuie să fim foarte clar că guvernarea în momentul ăsta pentru PNL nu reprezintă un câștig. PNL-ul e obligat să-și asume guvernarea. Dar nici nu fugim de ea. Exact. Deci noi PNL-ul nu fugim. Dar nici nu fugim, dar nici nu vreți să o preluați. Pentru că noi de 2 ani asta spunem oamenilor că trebuie schimbat acest guvern. Dar pune să fie PSD-ul moțiune împotriva propriului guvern. De ce nu pleacă PSD-ul? Să zică PSD-ul, domnule, plecăm, să pună moțiune, cum a făcut la Grindeanu, cum a făcut la Tudor. Eu v-am spus punctul meu de vedere. Pune presiune și să plece PSD-ul. Eu nu mă luat sertar unde-s recompensele pentru cățeluși și amândoi stau acolo, nu pleacă niciunul, vă spun eu, indiferent ce se întâmplă, da? Așa se întâmplă și în politică. Când ești la măcelărie, nu pleci tătăiță, stai cu mințica acolo, că asta e viața. Haideți să recunoaștem că PNL nu dorește guvernarea. Nu, haideți să recunoaștem că PSD face un joc de imagine în care acuză PNL că nu-și dorește guvernarea, dar ține degetele, pumnii încrucișați, ține pumnii strânși, să nu cumva să pice guvernul. Asta e jocul de imagine. Asta e
jocul de imagine. Nu, cred că noi dacă le spunem, să le spunem nume pe toate. Să joace astfel încât să ajungă la guvernare. Cred că am spus o... Cum e jocul ăsta? Cum poate să joace PNL-ul? Când punem moțiune, când vedem că nu ne interesează timpul. Viorica stă și mai dă lui Ponta un președinte de comisie, o funcție de nu știu care. Mai am timpul ăsta, PNL ce face? Dar nu cred că este... Negociază cu toți care le putea să voteze. Ne-a spus că nu s-a negociat, că de acum urmează negocieri. Nu s-a întâmplat nimic până acum și că timpul nu e o problemă. Da, domnule, vă plângeți că n-ați plecat la guvernare, nu înțeleg. Nu cred că este un dubiu și nu cred că cineva se îndoiește de faptul că Partidul Național Liberal dorește să intre la guvernare. Toată țara se îndoiește de treaba. A explicat președintele destul de clar de nenumărate ori, dar asta trebuie să vină și în urma unei discuții cu ceilalți parteneri. Pentru că aritmetica actuală a Parlamentului te-ar duce către un guvern minoritar. Asta este discuția. Și atunci trebuie să ai o susținere. Și când vor avea loc aceste discuții? Păi da. Păi eu mai vreau să spun că ăsta este important pentru Klaus Iohannis acum. Bogdan Bărbăceanu, jocul este important și pentru Klaus Iohannis, pentru că îi se poate reproșa pe undeva că, domnule, acum dacă ai arma asta cu moțiunea de cenzură și timpul e bun așa, adică vorbesc de brambureala asta din Parlament, cred că e cazul să spui și guvernul tău. Da, guvernul din partidul care te-a propulsat la Cotroceni. Și aici, cum dar arma asta nu e așa, apeși pe buton. Arma asta nu e așa, apeși pe buton. Ai depus moțiunea și te rogi după aia că poate o vota-o și Ponta, poate o vota-o și Barna, așa cum perfect, spune. Poate votează minoritățile. Asta se negociază, se discută, se adună numărul măcar de promisiuni la voturile respective să le ai. Și se depune. Dar ce negociem? Aici este dar problema. Deci hai să negociem așa. Nu așteaptă o moțiune în orice condiții de la PNL? Dacă nu, aceasta nu moțiune în orice condiții. Că nu. Un partid în condițiile în care știi că nu trece, nu așteaptă nimic moțiune. Dar n-ai moțiune. De unde să știi. Păi, haideți da. Să... La alt jucător în toată această brambureală, Ponta, Victor Ponta la grupul Pro Europa. Consideră un candidat altfel, potrivit pentru ceea ce așteaptă de la un președinte, liniște, înțelegere, bun simț, calm și ceea ce în general place alegătorilor de stânga. Din punctul ăsta de vedere, noi facem partea de informare, pentru că domnul Diaconu este cunoscut, evident, ca persoană publică, are o televiziune sau două la care nu mai are voie să mai apară, deși înainte apărea foarte des. Dar mergem noi și merge domnia sa în țară și spunem că va candida, ceea ce cred că va ajuta foarte mult pentru obținerea de voturi. Dincolo de această activitate principală a întâlnirii de azi, evident că am discutat în continuare cu colegii mei parlamentari, suntem 29, am făcut calcule apropo de majorități, și așteptăm ca doamna Dăncilă, așa cum ne-a anunțat că are majoritate, că are voturi, că a cumpărat parlamentari cu 100.000, cu 200.000, nu știu cât i-a cumpărat, treaba ei, să vină în Parlament cât mai urgent. Chiar săptămâna viitoare să ceară votul pentru nou guvern, obține 233 de voturi, activează în continuare, nu le obține, atunci putem să trecem la ceea ce noi considerăm ca soluție urgentă și anume un nou guvern. Vă rog. Să o vedem. Pentru că nu o să vă spun niciodată că o să fac ceva ce nu văd. Dacă vreți, mă rugați dumneavoastră, semnez ceva, dați-mi hârtia să o semnez. Ce să semnez? Nu, dar ce să semnez? Că n-am nicio hârtie în față. Înseamnă că e pe drum. La noi n-a ajuns. Nu, n-am văzut textul. Deocamdată, primul lucru vrem să vedem dacă toată lumea joacă corect. Eu, de exemplu, sunt convins că Traian Băsescu încearcă, are un plat cu Viorica Dăncilă, cum a reușit la Senat. Să vedem dacă îi lasă pe deputați la cameră să semneze și să voteze moțiunea. Bun, Victor Ponta, doamnelor și domnilor de la grupul Pro Europa, eu am senzația așa și vă spun într-o metaforă. Partidele astea au ieșit de la make-up artist, adică fetele s-au făcut frumoase, zâmbitoare, s-au dat cu un rimeluț și cu un juleț și
așteaptă oferte în momentul de față. Ofertele încep să vină de acum, dacă au ce oferta unii sau alții. Luăm publicitate și mergem să discutăm despre Spitalul Groazei de la Sighetul Marmației. Publicitate, revenim. Caz cutremurător, doamnelor și domnilor, la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap din Sighetul Marmației. Oamenii cu dizabilități sunt închiși în cuști și legați de paturi. Imaginile pe care o să le vedeți vă vor afecta cu siguranță emoțional. Și vreau să știu, am în telefon în același timp doi miniștri din cabinetul Dăncilă, Sorina Pintea, ministrul Sănătății, și Marius Budăi, ministrul Muncii. Bună ziua, domnilor miniștri, doamna Sorina Pintea. Știți cazul, e de competența Ministerului Sănătății și dacă da, ce măsuri luați? Bună ziua, da, știu cazul, este de competența tuturor. Până la urmă vorbim despre niște pacienți cu afecțiuni psihice și cu siguranță cu toții trebuie să fim interesați de acest caz. Ieri, în cursul zilei de ieri, inspectorii Direcției de Sănătate Publică s-au deplasat la Sighetul Marmației. Aștept un raport, pentru că orice pacient, chiar dacă este internat într-un centru care nu este în subordinea Ministerului, are dreptul la niște condiții stabilite prin lege. Dorim să vedem dacă acele condiții s-au respectat, inclusiv dacă mutarea temporară s-a făcut cu acordul Direcției de Sănătate Publică. De altfel, eu aveam programat o vizită la Spitalul de Psihiatrie din Sighetul Marmației în cursul zilei de luni și voi ajunge acolo, în zonă. Da, așteptăm rezultatele. Mulțumesc, doamna ministru Pintea. Domnul ministru al Muncii, Marius Budăi, bună ziua! Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Vreau un scurt comentariu pe acest caz din partea dumneavoastră și o întrebare, domnule ministru. Când înăsprim legislația, cei care au derapaje la locul de muncă să zboare de acolo? Legislație există, să vă răspund întâi la întrebare. Există constituirea de comisie de disciplină, există măsuri administrative, dar eu cred că nu în mod neapărat în prima fază asta ne interesează. Ne interesează ce vedem, ce se întâmplă cu acei pacienți, cu acei oameni care sunt acolo internați. Am de ieri, de când am dat la cunoștință de acest caz, am format o echipă din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială de la Maramureș. Așteptăm primele concluzii și dacă va fi cazul, voi trimite și echipa națională. Domnule ministru, aștept rezultatul concluziilor, nu mai vreau Batista pe țambal. Mihai Belu are o întrebare pentru domnul dumneavoastră. Domnul ministru, niciodată, da, era nevoie să aflăm din presă, domnul ministru, adică ceva care să afle ministerul și să spună, uite, am găsit un derapaj acolo și l-am corectat. Nu există, numai când apar imagini în presă sau în spațiu public, în general, se întâmplă niște controle? Ce scuze, nu știu cu cine vorbesc. Mihai Belu. Controlele sunt periodice, nu numai atunci când apară. Și cum e la control, nu se găsește nimic și presa găsește după aia niște focare de-asta de infecție? Eu v-am spus ce reacție am avut. Acum aștept concluziile. Bun, domnule ministru, aștept și eu reacțiile ministerului condus de dumneavoastră și cel condus de Sorina Pintea. Nu mai vreau Batista pe țambal. Mulțumesc frumos că ați intrat în legătură directă cu noi. Domnilor, de groază ce se întâmplă în România. De groază în fiecare zi. Nu este zi lăsată de la doamne, doamne, să nu văd un derapaj a unor funcționari ai statului român. Acum eu îi dau perfectă dreptate lui Mihai. Vedem comisii doar după ce se întâmplă câte o tragedie sau câte un necaz. De ce aceste comisii nu activează înainte, nu se fac controle, nu se identifică problemele, să se găsească rezolvare ca să nu mai ajungem să vedem astfel de nenorociri? Pot să vă spun ce bănuială am eu? Dacă noi avem ministrul care a lucrat la fast food și la firma de curierat, are o experiență extraordinară în administrația asta, ce să avem? Și apare și spune. Dar de ce nu e vorba de ministru? Ministerele au departamente de specialitate. Da? Că nu cred de eu cei care trebuie să verifice 3 ce... minute i-au legat pe săraci oameni de pat. Nu, acolo este un mod de viață, cred. Și se întâmplă fiecare. Aici e vorba de cum își fac
datoria cu adevărat niște oameni care sunt în instituții departe de București. Da, da. Contează ce ministru așa pentru că, uite, okay. De acord cu Mihai Belu. Pintea a băgat pe la spital un pic, exact. Spaimoanei, s-a dus, i-a trimis. Da. Și ministru dă tonul. Dacă ai un ministru incompetent într-o zonă, nu o să fie subalternii lui cei mai competenți oameni din lume. Știți care e problema domnului ministru Budeș, doamnei ministru Pintea? Da, că sunt din partea PSD și că administrația a eșuat cu totul. Și aștept asta să văd concluziile. Luăm publicitate și o să vi-l prezint pe domn Rădulescu, care a dat de pământ cu polițiștii. Deci a dat de pământ cu polițiștii pentru că este consilier parlamentar de la PSD. O să vedeți mostră de tupeu. Imediat. Tupeu de tupeu de tupeu, ca să spunem așa, și iată că putem să spunem. Lucian Rădulescu, consilier parlamentar PSD, dita mai președinte la Clubul Sportiv, la echipa de fotbal de Liga a doua, Sportul Zdagov, și director ajung la CSM Ploiești, consilierul doamnei Laura Moager, deputată PSD de Prahova, într-o conversație cu polițiștii. Bă, tu știi cine sunt eu? Băi, sunt consilier PSD. Hai să vedeți imaginile. Aștept pe cineva să-mi bage... Ia cu alea. Nu cred că vrei să intri în conflict cu mine. De ce încerci așa cu mine? Încerci cu mine de-astea? Încerci cu mine de-astea? Ce să dă-mă amendă, fă ce vrei tu. Încerci cu mine de-astea. De ce mă amendă? De jur, fii atent ce spun aici. Fă ce vrei tu, hai dă amendă. De ce puneți mâna pe mine? Dă-i drumul și dă amendă. Pentru ce mă amenințați? Dă-i drumul și dă amendă. Hai că ți-am... Ce să-mi arătați mie, domnul Rădulescu? Aveți un indicator acolo, copiii interes, atât v-am spus, da? Aștept pe unul să-mi bage gaze în m***a, nu mai te lua de mine. De ce țipați la mine? Da, ia-o înainte. De ce m-ați înjurat? De ce mă înjurat? Înjuram, hai mă. De ce ați făcut? Așteptam pe unul să-mi bage gaze, băi. Deci sunt consilier PSD, băi, tupeu. Da, îi se terminaseră aerele din cap sau de ce nu știu, trebuie să-i bage gaze? Abar n-am. Eu vă spun ce iese din România asta, no, reală. Deci e consilier al unui deputat, nu? Da. Nu e vorba că e consilier PSD. Da, nu are nicio legătură. Președinte unde? Este președinte delegație municipală a PSD la Ploiești. Asta am extras-o din declarația de interese, pentru că el este numit. Că organizația de Ploiești are un președinte care este consilier parlamentar. Și dacă are ascultați-mă. Deci, păi, în declarația de interese, că n-are, ar trebui să plece din orice Rădulescu funcție, dar e bun simț asta. Deci, în declarația de interes al lui Rădulescu Lucian, care este păi, atunci, director... Atunci, trebuia să fie un președinte de organizație, care e o organizație importantă, nu? Acum, spuneți dumneavoastră, credeți a făcut ce a făcut. PSD-ul ăsta chiar... Dar asta a spus Bogdan Bărbuceanu, are vreo președintele scuză. Președintele unei organizații de femei la Ploiești. Dacă e vorba de un consilier parlamentar și dai lumul... Eu am vrut doar atât să spun. Ia bă, cine sunt eu, bă, ia uita, este bă, absolut penibil și mine. Regretabil ce a făcut și condamnabil. Deci trebuie discuție. Să plece. Trebuie indiferent să plece, indiferent de unde este, ar fi. Să plece. Am vrut doar să spun că dacă e consilier parlamentar, nu are neapărat PSD treabă cu el, pentru că fiecare parlamentar își angajează proprii consilieri. Dacă este și e membru sau președinte. De interese depusă pentru ca Clubul Sportiv Municipal Ploiești e o instituție subordonată Două secunde, stați că vă faceți că nu înțelegeți. Vă explic rar ca lui Viorica, vă spun. Eu am înțeles el, foarte bine, dar... din postura de director adjunct la CSM Ploiești a depus declarație de interese în care scrie că este președinte de organizație la PSD Ploiești. Să trăiți pe această care este irelevant. Avem nevoie de o țară, iertați-mă, domnul Voiculescu, că trebuie să trag concluziile că nu mai avem timp. Avem nevoie de o țară în care legea trebuie respectată, da? Dacă domnul Voiculescu era oprit de polițiștii din Germania și făcea show-ul ăsta, era cu cătușe în secunda a doua și cu nasul în țărână, da? Se știe. Iar România are nevoie ca indiferent de carnetul pe care îl ai, nu de șofer, ci de partid și așa mai departe, legea să fie respectată, oameni buni. Asta în care, în cazul în care oamenii legii nu fac abuzuri, e adevărat. Genția la Coban cu știrile pe 1 TV imediat. Ne vedem mâine la 13 la aceeași oră. Mulțumesc invitațiilor, toate bune!